Ieri, în jurul orei 15, pe terenul 2, în complexul clubului sportiv Mușcel, a aterizat un elicopter al Ministerului Administrației și Internelor pentru a prelua un bărbat în vârstă de 57 de ani, a cărui viață era pusă în pericol. După ce a fost pregătit pentru zborul, care durează în medie 40 de minute, pacientul a fost urcat în elicopter de către echipajul SMURT, destinația finală fiind Spitalul Floreasca din capitală.